Da. Putem să începem, ce-o zis Ioana? O stăm două minute, bine și... Da? Da. Să începem să amână un pic, nu așteptăm chiar un pic, un pic. Dacă oare o pornit? Dacă o zis două minute, stăm că vin acum. Bună ziua! Și la mulți ani, mămicilor! Și bunicilor! Copii, vă rog să mă ascultați un pic. Astăzi avem un moment important. Este ziua femeii. Noi am invitat aici o grămadă de mămici, bunici și alți invitați la serbarea noastră, printre care și unii bunici și tătici, chiar și frățiori. Vreau să vă spun câteva cuvinte, după care o să începem serbarea, bine? Așa cum anotimpul renașterii, al trezirii la viață, este primăvara, femeia este începutul tuturor lucrurilor frumoase. Este mamă, soție, fiică, bunică, suflet pereche. Este frumusețea din viețile noastre. Ziua aceasta de 8 martie este ziua cea mai plină de zâmbete și căldură sufletească. Am putea spune că mama este un înger trimis din cer pentru ca să putem trece mai ușor peste greutățile vieții, fiindu-ne alături atunci când avem nevoie. Fie ca... Ce senin zboară păsări care vin. Așteptam bună răbdare. Spune, ce ne-a dus oameni? Am adus azi pentru tuturor cu haine noi, cilipii de păsărele, soarele și bucuria, fluturii și veselia. Scule azi, preminate sub săpadă, mii patere, venit din ola, viață de substrat, gros de viață. Florile și buna florilor. Nu, Flori, ce vrei la mână? Andrei. Eu sunt. Eu sunt absolutitel. Eu sunt absolutitel. Mă cal că sunt. Se confine cu o oră. Sunt o sărbată chiar. Sunt o clopotele. Poate ne toate florile. Nu trebuie să le
foarte mult să avem buzunar sunt și eu. Care? Ochiare? Mică. Mise? Spune? Zio? Viorica, de cine este? Tot? De șoare? Cresc? Laura? Lara? Așa?
telefon. Din Thank you.
va trebui să coronițele de pe căpuță le luăm și fetițele să aibă o fericită. Undeva la urmă, comincile sunt nu știu de astea. Andrei? Scoate una din ceva. Singur, dar și... Când te tu la
ochișorii mei mici. Scurt. Mă prezint o dată.